Judecători, capitolul 8, de la versetul 30 și vom merge în capitolul 9 până la versetul 6. Scriptura spune în felul următor. Gedeon a avut 70 de fii ieșiți din el, căci a avut mai multe neveste. Țiitoarea lui, care era la Sihem, i-a născut de asemenea un fiu căruia i-au pus numele Abimelec. Gedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bătrânețe fericită și a fost îngropat în mormântul tatălui său Ioas, la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. După moartea lui Gedeon, copiii lui Israel au început iarăși să curvească cu Bali și au luat pe Bal Berit ca Dumnezeu al lor. Copiii lui Israel nu și-au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care îi izbăvise din mâna tuturor vrășmașilor care îi înconjurau. Și n-au ținut la casa lui Ierubal, a lui Gedeon, după tot binele pe care îl făcuse el lui Israel. Abimelec, fiul lui Ierubal, s-a dus la Sihem la frații mamei lui și iată cum le-a vorbit atât lor, cât și la toată familia casei tatălui mamei sale. Spuneți, vă rog, în auzul tuturor locuitorilor din Sihem, este mai bine pentru voi ca 70 de oameni, toți fii ai lui Ierubal, să stăpânească peste voi sau un singur om să stăpânească peste voi? Și aduceți-vă aminte că eu sunt os din oasele voastre și carne din carnea voastră. Frații mamei lui au spus toate cuvintele acestea pentru el în auzul tuturor locuitorilor din Sihem și inima lor s-a plecat spre Abimelec, căci și ziceau, el este frate cu noi. I-au dat 70 de sicli de argint pe care i-au ridicat din casa lui Bal Berit. Abimelec a cumpărat cu ei pe niște oameni fără căpătăi și neastâmpărați care au mers după el. A venit în casa tatălui său la Ofra și a ucis pe frații săi, fiul lui Ierubal, 70 de oameni pe aceeași piatră. N-a scăpat decât Iotam, cel mai tânăr fiu al lui Ierubal, căci se ascunsese. Toți locuitorii din Sihem și toată casa lui Milo s-au strâns la oaltă și au venit de-au făcut împărat pe Abimelec lângă stejarul sădit în Sihem. Amin. Vă rog să ocupați locurile. De dimineață n-am apucat decât două puncte din predică. Le voi continua în seara aceasta. Vreau să vă readuc aminte ce am vorbit de dimineață. Am avut din cuvântul lui Dumnezeu această învățătură că oamenii au admirat pe omul lui Dumnezeu și l-au ignorat pe Dumnezeu și am învățat de acolo că noi nu trebuie să cădem în aceeași capcană, noi trebuie să fim oameni care să-i direcționăm pe alții înspre el și să punem atenția pe el. Și am mai văzut de asemenea că pe de-a lungul întregii vieți, pe pământul acesta, un om al lui Dumnezeu are parte de capcane. Gedeon s-a confruntat cu gelozia lui Efraim, gelozia fraților, s-a confruntat cu trădarea fraților, s-a confruntat cu lingușire din partea lumii, s-a confruntat cu lingușire din partea fraților când i-au spus să fie el rege. Și am văzut că în mare parte omul acesta a reușit să biruiască. Și am privit noi în Scriptură, în viața lui și am văzut ce înseamnă să umbli din biruință în biruință, adică să ai o continuitate în biruință. Mie mi-e rușine să spun că toată am biruință și după aia am înfrângeri. După aia mai am înfrângeri și după aia mai am o biruință. Domnul să mă ajute și pe mine și pe dumneavoastră să umblăm în biruință fiecare zi cât umblăm pe pământul acesta. Am văzut și un lucru rău de dimineață și anume că, deși a refuzat să fie rege, și-a întins mâinile spre preoție. Deși Dumnezeu nu-i spusese să facă asta, a făcut un efod, iar acel efod a ajuns să fie o pricină de idolatrie, de curvie spirituală în Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura biblică pe care am extras-o de aici a fost să nu acționăm niciodată după cum ne spune nouă mintea noastră, ci să acționăm după cuvintele pe care Dumnezeu ni le spune. Când El a acționat de capul Lui, când El a acționat independent de cuvintele Lui Dumnezeu, a produs prăpăd și în viața lui, dar și în viața poporului Dumnezeu. Și mă gândeam eu cât de tragic este să-ți începi lucrarea cu un atac direct împotriva idolatriei,
Să te trezești apoi că prin nevegherea ta ai condus poporul din nou la idolatrie. L-ai scos de acolo la începutul lucrării când a nimicit altarul lui Baal și iată că prin acest efod întoarce poporul din nou la idolatrie. Să vă citesc ce spune cuvântul. Gedeon a făcut din ele un efod și l-a pus în cetatea lui la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul și o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Vreau acum să mai privim la încă două lucruri din viața lui Gedeon, iar apoi o să ne uităm la câteva lucruri din viața copilului Gedeon, și anume Abimelec. Sfatul meu ar fi pentru dumneavoastră, mai ales că ne-am întâlnit cu această ocazie, cina Domnului, să ne analizăm viața în lumina acestor cuvinte pe care Scriptura le spune. Cuvântul lui Dumnezeu spune că la cină trebuie să ne facem o autoanaliză. În mod normal ar trebui să ne facem și în afara cinei, și în afara contextului cinei, în viața noastră de zi cu zi. Dar mai ales aici, când este cuvântul lui Dumnezeu care ne hrănește, când Dumnezeu ne-a vorbit prin cântări, când am înălțat rugăciuni, e un moment bun să-ți analizezi viața, să te cântărești în cântarul lui Dumnezeu. Și singurul cântar care nu înșală este cuvântul Domnului. Frații mei, surorile mele, un lucru neplăcut despre Gedeon, pe care aș vrea să vi-l aduc în atenție, este că câteodată ceea ce declari nu e și ceea ce trăiești. Sau dacă vrem să fim specifici, în dreptul lui Gedeon, omul ăsta a declarat că nu vrea să fie împărat, dar așa cum prezintă Scriptura în continuare viața lui, a trăit ca un împărat. Vedeți, eu conștientizez în viața mea de multe ori acest conflict între ceea ce spun și ceea ce fac. Mai este cineva care resimte conflictul ăsta? Câteodată facem așa niște afirmații triumfaliste, frumoase, spirituale, duhovnicești. Și experiența mea spune că nu-i prea greu să faci astfel de afirmații. Trebuie doar să lași gura să vorbească. Să problema este că de cele mai multe ori, când stai și analizezi dacă ceea ce ți-a ieșit pe gură ai și împlinit, îți dai seama că tu nu prea ai împlinit. Vreau să vă aduc în atenție pe Gedeon. El refuză categoric să fie împărat și totuși, haideți să privim ceea ce face el în continuare. Spune Scriptura că Gedeon a avut 70 de fii ieșiți din el, căci a avut mai multe neveste. Știți ce ne spune asta? Că a avut harem. Și harem nu aveau decât regi. Vreau să mă aduc ceva în atenție. Dacă ați privit cu mare atenție, Biblia nu spune că a avut 70 de copii. Ci Biblia spune că a avut 70 de fii, adică copii de parte bărbătească. Biblia nu pune la număr și fetițele pe care le-a avut. Oare de câte neveste ai nevoie ca să faci 70 de copii? Și mi-am pus întrebarea, de ce a făcut lucrul ăsta? De ce și-a luat atât de multe neveste? Bine, mi-am mai pus și altă întrebări acasă, dacă știa numele la fiecare copil în parte. Mă gândeam dacă un păstor care are 70 de membri în biserică cunoaște numele la fiecare membru în parte. Cred că reușește să face asta. Deci dacă un păstor cunoaște numele la fiecare membru în parte, ca tată ar trebui să cunoști numele la fiecare copil în parte. Da? El a trăit într-un stil în care nu trăiau decât regii. El n-a acordat atenție cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, de la început, spune că Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie. Adică o relație monogamă. Mono înseamnă un. Însă pe măsură ce timpul a trecut și oamenii s-au stricat, ei s-au aruncat în poligamie și veți vedea dumneavoastră în această seară că poligamia naște numai probleme. Omul ăsta și-a luat multe neveste și vom vedea noi și-a luat șoțitoare. A început să trăiască ca regi. Aduceți aminte că a mai existat un foarte mare înțelept în istoria lui Israel care a întrecut performanța asta, spune cuvântul Domnului că a avut 1000 de neveste și numele lui a fost Solomon. Acum fac o paralelă. V-a spus întrebarea de ce Solomon nu prea a avut copii?
Dintr-o mie de neveste, Biblia să nu vorbească că ai decât două fete? Decât despre două fete vorbește Scriptura că a avut Solomon? Și spun unii că asta a fost forma de pedeapsa lui Dumnezeu pentru el. Sterilitate. De la un punct. Da? Au mai existat alți oameni în istorie care au avut așa un stil de viață măreț, dar au fost numai regi. Și acum mi-am pus întrebarea acasă, din moment ce tu, Gideon, ai refuzat să fii împărat, de ce alegi să trăiești ca un împărat? Nu știu, de ce? Nu numai că avea harem, dar Scriptura spune că avea și o țiitoare la Sihem. Țiitoarea era un fel de nevastă de rang inferior. Nu locuia cu tine, țiitoarea. Ea rămânea în continuare în cetatea ei și tu o vizitai din când în când să-ți faci mofturile pe care le ai cu ea. Și această țiitoare spune cuvântul Domnului că i-a născut un fiu. Dragii mei, iată că după ce Gedeon luptă mult pentru Dumnezeu și are această biruință mare în poporul Dumnezeu, omul acesta se relaxează și începe să se lase pradă poftelor firii pământești. De ce ții multe neveste? Pentru că nu ți mai ajunge doar una, vrei mai multe. Nu te mai satisface doar o nevastă, ci vrei mai multe. Și omul acesta lasă standardul de veghere jos și se aruncă cu capul înainte înspre plăcerile firii pământești. Nu mai veghează. Spunea într-o carte pe care am citit-o eu de curând, un comentator al Scripturii în felul următor, este infinit mai greu să ai o viață de ascultare de Domnul decât să asculți de El într-un moment extrem de dificil al vieții tale. Și exact asta îi se aplică lui Gedeon. A fost greu ceea ce a făcut el, să te duci cu 300 de oameni la luptă împotriva la 135.000 de fii ai răsăritului, madianiți. Un gest extrem de credincios și curajos pe care l-a avut Gedeon acolo. Dar frații mei, acest gest al lui de credință trebuia să aibă continuitate și nu trebuia să se lase pradă poftelor firii pământești. Apoi, de ce spun eu că ceea ce el a declarat nu a fost și ceea ce a trăit? Pentru că Scriptura spune că acestui copil pe care l-a născut această țiitoare din Sihem i-a pus numele Abimelec. Dumneavoastră știți ce înseamnă numele Abimelec? Vă traduc eu. Tatăl meu este rege. Acum, iarăși mi-am pus întrebarea acasă. Dacă tu ai refuzat să fii împărat, dacă tu ai refuzat titlul de rege, ai refuzat monarhia, coroana, cum să-ți pui numele la copil? Tatăl meu este rege. Ce a fost în mintea lui de a pus acest nume? Plus că numele Abimelec era un nume pe care îl purtau numai domnitorii filistenilor. Vom vedea noi de aici că această țiitoare a lui pe care el a luat-o a fost de sorginte cananită. N-a fost evreică. Și de aici s-a născut tragedia aceasta în familie în care au pierdut toți copiii lui Gedeon. Mai spune Scriptura că a avut 70 de fii, deci nu doar că a avut multe neveste, a avut 70 de fii. Dumneavoastră vă dați seama ce avere trebuie să ai ca să porți de grijă la 70 de fii? Și la neveste pe deasupra. Eu am o nevastă și doi copii. Unul încă n-a venit. E greu să ai grijă de o nevastă și de un copil sau de doi copii. Dar să ai grijă de multe neveste și de mulți copii. Noastră vă dați seama ce de bani a putut să strângă Gedeon să poată să asigure mâncarea și traiul familiei de pe zi pe alta. Timp de 60 de ani, că probabil avea 20 când a chemat Dumnezeu, Scriptura spune că sub domnia, sub conducerea, sub leadership-ul său, țara a avut odihnă 40 de ani, deci vreo 60 de ani tot a trăit omul ăsta. Și vreo 40 de ani a avut bani să întrețină atâția copii și atâtea neveste. Eu mi-am pus întrebarea acasă și toată îmi pare rău că Dumnezeu nu dă mai multe detalii în Scriptură. De unde a luat banii? Că Scriptura spune că el făcea parte din familia cea mai săracă din Manase. Și toți banii pe care i-au dat oamenii ăștia madianiții spune că i-a transformat în acel efod. De unde au venit banii ca el să întrețină atâția copii și atâtea neveste?
Nu știu, Scriptura nu spune, nu mă arunc să fac afirmații nechipzuite. Dar privind în viața acestui om, mi-am dat seama că, deși a făcut o afirmație uimitoare, Dumnezeu va fi rege peste voi, eu nu voi fi rege, a început să trăiască ca și un rege. Și acum vreau să merg la mine și la dumneavoastră, că asta ne interesează. În lumina cinei, în lumina părtășiei cu Domnul Iisus, nu putem să ne pocăim și noi de faptul că de multe ori zicem una și facem fix pe dos? Nu facem și noi de multe ori fel și fel de afirmații, Doamne, sau mai ales predicatorii, că noi suntem cei mai expuși. Vorbim multe și toată trebuie să băgăm capul în țărână și să spunem că nu prea trăim întotdeauna ceea ce vorbim. Nu? Dar nici membrii nu sunt mai jos. Și ei vorbesc multe și toată nu trăiesc. De aceea aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să personalizeze în mintea fiecăruia dintre noi în această seară cuvintele alea mari pe care noi le folosim și pe care nu le trăim din Dumnezeu și din Scriptură. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un al doilea lucru greșit, și asta mă apasă pe mine, că resimt responsabilitatea asta, un al doilea lucru greșit pe care îl văd la Gedeon este acesta: ignorarea poruncilor lui Dumnezeu poate aduce nenorocire peste familia ta. Mai spun o dată, ignorarea poruncilor lui Dumnezeu poate să aducă nenorocirea peste familia ta. Dumnezeu le-a spus evreilor să nu se încuscrească cu neamurile. Sihemul la această vreme avea o ocupație cananită. Toți comentatorii Scripturii spun că această femeie țiitoare a lui Gedeon a fost cananită. Iar din punct de vedere biblic, Gedeon avea interzis la a se arunca într-o relație amoroasă cu această femeie. El a călcat peste această interdicție din cuvântul lui Dumnezeu și a luat-o ca țiitoare. Și ea, spune Scriptura, i-a născut un fiu. V-am citit mai devreme ce a reușit să facă fiul ăsta. Fiul ăsta a reușit să-i omoare pe toți cei 70 de copii ai lui Gedeon. Cei 70 de copii, veți vedea că sunt, întotdeauna a făcut această paralelă, avea 70 de copii și îl mai avea pe Abimelec. Întotdeauna autorul Scripturii, scriitorul, face diferența între unii și alții. Unii proveneau din neveste evreice, celălalt, Abimelec, provenea dintr-o nevastă cananită. Mi se pare că Iosif Flavius scrie în Antichități Iudaice că această nevastă era cananită și numele ei era Druma. El e mai specific. Iosif Flavius a fost unul dintre marii istorici ai lumii. Vedeți, Gedeon a acordat foarte puțină atenție poruncii lui Dumnezeu de a nu te încuscri cu neamurile, de a nu te arunca într-o relație amoroasă cu o femeie de la neamuri. Și el totuși s-a aruncat. Și vedeți în ce mod i-a fost afectată familia lui. Știți ce e interesant? Că el n-a fost în viață să vadă sau să-l vadă pe Abimelec cum îi omoară pe toți cei 70 de copii ai lui. Și lucrul acesta s-a petrecut după ce Gedeon a murit. Și stau și eu și mă gândesc câteodată, oare nu cumva greșelile mele ca părinte sau faptul că îmi permit luxul sau nesăbuința de a asculta de anumite porunci ale lui Dumnezeu poate să aducă nenorocire în casa mea câteodată? Era de vină Dumnezeu că a venit nenorocirea în casa lui Gedeon? Păi nu era de vină, că Dumnezeu îi spusese, nu te căsătorești cu o femeie de la neamuri. Și el s-a căsătorit. Și uitați unde conduce o neascultare pe care mulți ar numi-o mică. Mică. Însă n-a fost mică. Știu, cine spunea la un moment dat că deciziile mici în viața unui credincios fac diferența. Acele lucruri mărunte din cuvântul lui Dumnezeu pe care le luăm în seamă sau nu le luăm în seamă, aduc binecuvântare peste noi sau poate să aducă opusul ei, lipsa binecuvântării. Aplicația practică este că ceea ce faci tu îi afectează pe cei din familia ta.
într-un mod pozitiv sau într-un mod negativ. Și mi-aș dori ca tot ceea ce noi facem să aducă binecuvântare peste familiile noastre. Să aducă binecuvântare și viață, nu moarte și blestem. Iată că ceea ce a făcut Gedeon, luxul acesta de a fi neascultător de Domnul, a dus moarte și blestem peste copiii lui. Acum aș vrea să privim la Abimelec și să mergem în capitolul următor. Am numit eu pe Abimelec omul care calcă pe cadavre, pentru că fix lucrul ăsta s-a întâmplat. Știți de ce nu-i bună poligamia? Pentru că în poligamie nu există o relație de dragoste în adevăratul sens al cuvântului, ci cel mai adesea o relație poligamă aduce cu sine gelozie, invidie și luptă. Și aici a greșit Gedeon. Pentru că era normal ca succesorii lui, copiii lui să se bată, mai ales când ai același tată, dar n-ai și aceeași mamă. Lupta devine mult mai aprigă. Ca să vă fac să înțelegeți mai bine ce se naște într-o familie poligamă, vreau să vă aduc aminte că Iacov avea 4 neveste. 2 neveste și 2 țiitoare. Rahela, Lea, Zilpa și mai era încă una, pierdut numele. Gândiți-vă că dimineața se ducea la câmp Iacov și venea înapoi acasă. Fiecare nevastă avea cortul ei. Rahela, Lea, Zilpa și următoare. Și când venea Iacov acasă, toate erau la cort. Unde intră Iacov în seara aceasta? Unde intră? Cum credeți că se simțea Lea când îl vedea că intră la Rahela? Fain? Slavă Domnului că seara asta dăm și-o singură? Nu. Dar nu vă mai spun că Scriptura spune că la un moment dat Lea l-a cumpărat pe Iacov pentru o noapte, s-a dus și a dat niște fructe lui Rahela și a zis, lasă-l în noaptea asta să vină la mine. Și noaptea aceea, spune Scriptura, a rămas și însărcinată cu unul dintre copiii lui Iacov. Vedeți, multă luptă aduce o relație poligamă, aduce invidie, aduce gelozie. De aceea Dumnezeu în Noul Testament ne-a zis că prezbiterul trebuie să fie bărbat al unei singure neveste. Dumnezeu la început a zis Adam și Eva, iar în Noul Testament Dumnezeu a reglat din nou această problemă care s-a iscat în istoria lui Israel, și anume relația poligamă de căsătorie. Un prim lucru pe care eu l-am înțeles din viața lui Abimelec, și e greu ăsta, dar trebuie să-l spun, pentru că ăsta e ceea ce spune Scriptura. Faptul că tatăl tău a fost un om credincios nu este o garanție că și tu ca copil vei fi. Sau faptul că ai avut un tată credincios nu e o garanție că și tu vei fi credincios. Să știți că cu toate aceste greșeli pe care le-a avut Gedeon, Scriptura îl menționează ca unul dintre eroii credinței. Și aș vrea să te rog să proiectezi Evrei capitolul 11, de la versetul 32 la 34. Uitați ce spune Dumnezeu ca și concluzie în viața unui om care a avut calități și a avut și defecte. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. Mai departe. Și ce voi mai... Prin credință au cucerit ei împărații, împărății au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor și mai departe. Au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie și au pus pe fugă oștirile vrășmași. Când Dumnezeu trage egalul în dreptul lui Gedeon, zice, Gedeon, ai avut și lucruri greșite, dar eu în tine am văzut un om al credinței. Și aici o greșeală pe care o facem noi de multe ori. Dacă cineva a făcut o greșeală sau două pe calea lui Dumnezeu, imediat îl dăm afară și nu mai dăm 2 bani pe el. Dumnezeu nu contabilizează doar greșeala aia pe care o contabilizăm noi, ci Dumnezeu se uită la întreaga viață acelui om. Și când s-a uitat la viața lui Gedeon, Dumnezeu a zis om al credinței, bărbat al credinței. Dumneavoastră ați aflat în pasajul acesta că totuși unul dintre fiii lui Gedeon a scăpat și numele acelui fiu era Iotam. Știți ce înseamnă Iotam? Domnul este perfect desăvârșit.
Și ăla a fost numele pe care l-a pus ultimului său copil. Deci era înaintat în vârstă Gedeon când l-a avut pe ăsta. Asta înseamnă că Gedeon a rămas credincios lângă Dumnezeu. Chiar dacă a făcut el greșeala aia cu efodul, omul ăsta a rămas în continuare lângă Dumnezeu. Însă ce tragedie să observi că Abimelec nu calcă pe urmele tatălui său. Și o să vă prezint eu trei diferențe între ei, au fost total opuși. Prima diferență. Gedeon a refuzat titlul de rege, pe când Abimelec face tot ce-i stă în putință ca să ajungă rege. De dimineața dumneavoastră ați aflat că Gedeon a refuzat, da? Vă mai citesc o dată. Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Adică pe mine nu mă interesează titlul, le spune Gedeon. Dumnezeu m-a chemat să fiu izbăvitor, nu rege, și eu izbăvitor vreau să rămân. Pe când fiul lui, spune Scriptura, că a orchestrat o întreagă lovitură prin care i-a omorât pe toți cei 70 de fii ai lui Gedeon. Ce diferență, nu? Unul refuză titlul de rege și celălalt omoară ca să ajungă rege. A fost și greșeala lui Gedeon. Când trebuia să-i pui tu numele Abimelec, tatăl meu este rege, că deja i-a deschis apetitul pentru împărăție. Abimelec a făcut din poziția de rege scopul vieții lui, iar toate acțiunile sale au servit acestui scop. O a doua diferență, Gedeon și-a iubit frații de trup în timp ce Abimelec i-a omorât. Vă rog să, și dacă se poate proiecta, Judecători capitolul 8, versetul 18 și 19. Să știți că Gedeon și-a pierdut și el frații la un moment dat, chiar înainte să aibă această biruință împotriva lui Madian. Și uitați ce vorbește el cu cei doi împărați madianiți după ce îi prinde. El a zis lui Zeba și lui Țalmuna, cum erau oamenii pe care i-ați ucis la Tabor? Ei au răspuns, erau ca tine, fiecare avea înfățișarea unui fiu de împărat. Dar cine erau oamenii ăștia? Și de versetul următor. El a zis, erau frații mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul că dacă i-ați fi lăsat cu viață, nu v-aș ucide. Deci Gedeon a experimentat durerea, sau ce înseamnă această durere să-ți pierzi frații. Păi pe el, sau când el a auzit de faptul că frații lui au fost omorâți, păi el a durut lucrul ăsta. El n-a zis, slavă Domnului că mai multă moștenire pentru mine. Nu a spus asta, l-a durut. Și cred eu că faptul că și-a pierdut frații a jucat un rol major în faptul că s-a dus și a ascultat de Dumnezeu să ducă să izbăvească pe Israel din mâna lui Madian. Era și ceva personal acolo. Însă Abimelec ce face? Abimelec nu dă doi bani pe frații lui. N-au niciun preț, n-au nicio valoare. Și spune Scriptura că a venit în casa tatălui său la Ofra și a ucis pe frații săi, fiul lui Ierubal, 70 de oameni pe aceeași piatră. Știți cum i-au omorât? Așa cum aduceau jertfele. Jertfele trebuia să le aduci pe piatră. I-au luat pe toți și i-au jertfit pe piatră, în batjocorire ca și cum ar aduce o jertfă. Umiliți. Știți, eu m-am gândit aici la un lucru important. Și aici, din nou, poate să fie o cercetare a noastră în fața cinei Domnului. În ce categorie te încadrezi și mă încadrez? În categoria lui Gedeon care te doare pentru frații tăi din biserică sau în categoria lui Abimelec care nu dai doi bani pe ei? În ce categorie te afli? Abimelec i-a executat pe toți cu sânge rece. Asta spune Biblia. A treia diferență între Gedeon și Abimelec. Gedeon distruge altarul lui Baal, în timp ce Abimelec își finanțează campania militară cu bani din casa lui Baal Berit. Uitați care a fost primul lucru pe care l-a făcut Gedeon în momentul în care s-a lăsat folosit de Dumnezeu. Spune Scriptura, în capitolul 7, următorul lucru, că Gedeon s-a dus, a luat un vițel și un taur de 7 ani și a dărâmat altarul lui Baal, care era al tatălui său, și a tăiat parul închinat Astartei, care era deasupra.
Deci asta a făcut Gedeon. El a declarat război idolatriei. Și ce a făcut fiul lui? Spune Scriptura în felul următor. Judecători, capitolul 9, cu versetul 4. Dai de la versetul 3. Frații mamei lui au spus cuvintele acestea pentru el în auzul tuturor locuitorilor din Sihem. Și inima lor s-a plecat spre Abimelec, căci și ziceau, el este frate cu noi. Și mare atenție acum, i-au dat 70 de sicli de argint pe care i-au ridicat din casa lui Balberit. Abimelec a cumpărat cu ei pe niște oameni fără căpătâi și neastâmpărați care au mers după el. Unul declară război lui Bal și fiul se folosește de Bal ca să-i omoare pe toți frații lui. Unul luptă împotriva idolatriei, unul recunoaște pe Bal Berit, domnul legământului în limba cananită, ca Dumnezeu al lui. Frații mei, surorile mele, știți ce gând mă încearcă în momentul acesta? Vedeți ce diferită este viața unui om care trăiește cu Dumnezeu de viața unui om care nu trăiește cu Dumnezeu? Vedeți cum a arătat viața lui Gedeon, un om care s-a pocăit și s-a întors la Domnul? Și cum a arătat viața fiului său, care n-a vrut toată viața lui până a murit, n-a vrut să audă de Domnul. Ați făcut cea mai bună alegere că v-ați pocăit. Cea mai bună alegere. Pentru că dumneavoastră faceți parte din categoria lui Gedeon. Dar sunt atâția oameni, unii în casele noastre, care în continuare au rămas în categoria lui Abimelec, n-au frică de Dumnezeu, n-au sentimente, n-au dragoste adevărată, n-au niciun pic de frică de Domnul. Dar cred că Dumnezeu are puterea să mântuiască și unul ca Abimelec. Vă aduc aminte că au mai existat în Scriptură oameni, și aici iar că mesajul pe care vi l-am zis la început a fost că faptul că taică-tu e credincios nu e o garanție că și tu ca copil vei fi. Noastră vă aduceți aminte de unul dintre cei mai mari oameni din istoria lui Israel, pe nume Samuel. Singurul lucru rău pe care îl spune Scriptura în dreptul lui, știți care? Copiii lui n-au călcat pe urmele lui. Zice, copiii lui se dădeau la mită și călcau dreptatea în picioare. Știți ce e interesant? Că n-a fost vina, că am zis, e vina lui Samuel, că a stat prea mult plecat în lucrare și n-a avut timp să se ocupe de ei. Nu-i vina lui, știți de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu stă de vorbă cu Eli, marele preot, îl mustră pe Eli pentru copiii lui. Însă când stă de vorbă cu Samuel, nu îl mustră pentru starea copiilor lor. Ai influența asupra lui ca copil până la o vârstă, la o vârstă nu mai e vina ta. Nu? Dar vreau să mai spun ceva, a existat un mare împărat în istoria lui Israel. Numele acestui împărat a fost Ezechia. Ați auzit de Ezechia? Ați citit despre Ezechia? Mare împărat! Unul dintre cei mai mari a dărâmat idolii, a curățat templul, a deschis templul să se închine din nou poporul înaintea lui Dumnezeu. A avut un copil. Știți care a fost numele acestui copil al lui? Manase. Știți ce spune Biblia despre copilul lui? Că a fost cel mai rău dintre toți împărații care au fost vreodată pe fața pământului. Deci tu ești unul dintre cei mai buni împărați și fii tu e cel mai rău dintre toți care a fost vreodată. Spune Biblia că aducea ardea oameni ca jertfă pentru Dumnezeii străini, se însoțea cu vrăjitorii, cu ghicitorii, cu fel și fel de lucruri murdare. Și homosexuali, spune Scriptura, că locuiau în casa lui Dumnezeu, dacă vă vine să credeți. Asta spune Scriptura. Și că i-a dat următorul împărat, i-a dat afară pe sodomiți din casa lui Dumnezeu. Și ce e interesant? Și aici este frumusețea și încurajarea pe care vreau să o am în noastră. Dumnezeu l-a lovit pe Manase. Și în Biblie există un pasaj care se numește în felul următor, rugăciunea împăratului Manase de smerire. Ăsta s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și a plâns cu amar și chiar Dumnezeu a atestat pocăința lui pentru că vorbește cu prorocul și zice, l-ai văzut cum s-a smerit înaintea mea? Și spune cuvântul Dumnezeu că din robie l-a adus înapoi în Israel și a fost unul dintre împărații care a domnit cel mai mult, dacă nu mă înșel, 55 de ani. N-a domnit altul mai mult ca el. Și puterea lui Dumnezeu este mare. Dar aș vrea să vă bucurați astăzi de faptul că dumneavoastră l-aveți în viața noastră pe Dumnezeu, așa cum l-a avut Gedeon. Și faceți parte din categoria aceasta, eroii credinței. Abimelec nu e acolo. Abimelec nu e acolo. De asta sfătuiesc pe orice om care este în locul acesta astăzi, să înțeleagă că fără Dumnezeu
ajuns ca Abimelec. N-ai dragoste de frați, nu arăți milă, nu-ți pasă de Dumnezeu, ești în stare să calci pe cadavre, ai scopuri doar legate de tine, tu ești centrul universului, toate se învârt în jurul tău. Sunt momentul în care Dumnezeu intră în viața ta, viața ți se schimbă și se transformă. Domnul să facă această schimbare în viața fiecărui om de aici. Un al doilea lucru, haideți să privim care este profilul unui om păcătos sau care este profilul lui Abimelec. În primul rând, e un om oportunist. Și de oportunist în sensul negativ al cuvântului trebuie să ne pocăim toți. Știți când lasează el acest atac josnic împotriva fraților lui? Când ei încă plângeau moartea tatălui său, erau vulnerabili, nu se așteptau la un astfel de atac. În al doilea rând, și asta e foarte urât și mă rog Domnului să nu aibă niciunul dintre noi această pornire în firea lui, era un om manipulator. Dumneavoastră ați văzut cum a orchestrat totul. S-a dus la Sihem pentru că mama lui era din Sihem, era cananită. Și spune așa, că a vorbit cu frații mamei lui și cu toată familia casei tatălui mamei sale și le-a zis așa, aduceți-vă aminte că eu sunt os din oasele voastre și sunt carne din carnea voastră. Încearcă să-i manipuleze sentimental. Păi nu sunt eu de-al vostru, nu aveți voi legătură cu mine. Și culmea este că oamenii ăștia au cedat, spune, frații mamei lui au spus toate aceste cuvinte pentru el în mijlocul locuitorilor din Sihem și inima lor s-a plecat spre Abimelec, căci își ziceau, el este frate cu noi. Manipulare sentimentală. În al treilea rând, era nebun. Și vă spun eu de ce era nebun, că aici se creonează, practic, profilul unui criminal în serie. Niciunul dintre cei 70 de fii ai lui Gedeon nu ar fi emis pretenții la împărăție. De ce? Pentru că nu exista o împărăție, era în continuare teocrație. Înțelegeți? Însă el, în nebunia lui, deși oamenii ăștia nu au făcut nicio, nu și-au manifestat niciun fel dorința de a fi împărați, el, ca să se asigure că rămâne singurul în viață care poate să ia tronul, îi nimicește pe toți. Un fel de schizofrenie, probabil. E malefic pentru că îi ucide pe toți cei 70 de frați ai săi pe o piatră, exact așa cum ar aduce o jertfă. E avid de putere, pentru că tot ceea ce a făcut el, a făcut cu scopul de a fi în frunte, de a fi împărat. Și este și profitor, pentru că îi folosește pe oameni în funcție de conjunctură. Nu știu dacă dumneavoastră ați mai citit vreodată pasajul acesta, dar Scriptura spune că Abimelec i-a omorât pe locuitorii din Sihem. Cât a avut nevoie de ei ca să aibă sprijin politic, militar și moral, ei sunteți frații mei, sunteți prietenii mei. Când ăștia au refuzat să-i mai dea taxele care îi se cuveneau împăratului, i-au omorât pe toți. Și asta este, de fapt, ultimul gând înainte să ne rugăm. Cu ce măsură măsori, cu aia ți se va măsura. Și vreau să vă citesc cum a analizat Dumnezeu ceea ce a făcut Abimelec și ceea ce au făcut locuitorii din Sihem. Dacă se poate și proiecta. Judecător 9:23. Dumnezeu hotărăște să intervină. Dar hai de la 22, dacă se poate. Abimelec stăpânise 3 ani peste Israel. Atunci Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului și locuitorii Sihemului au fost necredincioși lui Abimelec. Atât. Vă rog să observați că e important versetul 22 și dacă poți să dai înapoi un pic. Dumnezeu a lăsat 3 ani de zile în care Abimelec putea să pocăiască de păcatul făcut. Dumnezeu a lăsat 3 ani de zile în care locuitorii din Sihem puteau să se pocăiască de păcatul pe care l-au făcut. Și totuși Dumnezeu a observat că niciunul dintre ei nu s-a pocăit. Și atunci zice Dumnezeu, acum o să vă răsplătesc exact cu ceea ce meritați. Cu ce măsură ați măsurat, cu aia o să vă măsor și eu vouă. Și spune Scriptura că Abimelec a pornit la luptă împotriva Sihemului. Și vreau să vă arăt ce a făcut el cu ei și cum i-a judecat Dumnezeu pe acești oameni. Judecător 9:45.
Spune Scriptura în felul următor. Abimelec a bătut cetatea toată ziua, a luat-o și a ucis poporul care se afla în ea, apoi a dărâmat cetatea până la temelie și a presărat sare peste ea. Așa le-a răsplătit Dumnezeu acestor locuitori din Sihem păcatul pe care l-au făcut. De fapt, Dumnezeu a aplicat aici ceea ce se numește în termen popular legea talionului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. De fapt, a aplicat în dreptul lor moarte pentru moarte. Ați omorât? Nu v-ați pocăit? 3 ani de zile v-am lăsat să vă pocăiți? Exact cu aceeași măsură vă plătesc și eu. De fapt, știți cum este asta cu ce ți se, cu ce măsură măsori, cu aia ți se măsoară? E ca un bumerang pe care îl arunci și se întoarce înapoi tot spre capul tău. Tot răul pe care îl faci se întoarce împotriva capului tău. Domnul să ne păzească. Însă Dumnezeu nu avea numai o judecată cu locuitorii din Sihem. Și Dumnezeu avea o judecată de făcut și cu Abimelec. Și vreau să vă arăt ceea ce a făcut Dumnezeu cu el. Judecător 9, de la versetul 53, de fapt, hai de la 52 la 54. Abimelec a ajuns până la turn, este vorba de o bătălie, următoarea bătălie pe care l-a dus-o, a ajuns până la turn, l-a bătut și s-a apropiat de ușa turnului ca să-i pună foc. Erau oameni acolo și el voia să-i ardă de vii. Vedeți cât masochism există în omul ăsta. Mai departe. Atunci o femeie a aruncat o piatră de râșniță pe capul lui Abimelec și a sfârmat țeasta capului. Și versetul următor. Îndată el a chemat pe tânărul care îi purta armele și a zis: scoateți sabia și omoară-mă, ca să nu se zică de mine l-a omorât o femeie. Tânărul l-a străpuns cu sabia și a murit. În vremea respectivă existau două morți sau două feluri în care tu ca războinic ai putea muri, care erau extrem de umilitoare. Prima era să te omoare un copil, iar a doua era să te omoare o femeie. Când Gedeon vrea să-i umilească pe cei doi împărați ai Madianului, îi poruncește întâi lui său născut, Ieter, să-i omoare. Însă Biblia spune că la copil i-a fost frică să facă lucrul ăsta, că era doar un copil. Și atunci a omorât el. Însă iată că Dumnezeu vrea să-i strice sau să-l dezonoreze, chiar să-i dezonoreze numele lui Abimelec, pentru păcatul pe care el l-a făcut și pentru că nu s-a pocăit de el. Și spune Scriptura că o femeie a aruncat o piatră de râșniță pe capul lui Abimelec și a sfârmat asta capului. Știa că urmează să moară. Și vreau să observați cum omul nu se pocăiește nici măcar în ultima clipă a vieții sale. Că unii zic, frate, nu poți să știi tu despre un om ce zice el în ultimele secunde ale vieții lui. Și adevărat că noi nu putem să știm. Dar haideți să privim în viața lui Abimelec. Știți cum a reacționat omul ăsta în ultima clipă de viață? Exact așa cum a și trăit-o. Foarte interesat de imaginea lui. Foarte interesat de ceea ce se va spune despre el, despre persoana lui. Omoară-mă, îi zice la cel care îi purta armele. Să nu se audă în istorie că o femeie m-a ucis. Să-mi fie numele dezonorat, să-mi fie imaginea stricată. Și în ultima clipă a vieții, omul acesta nu se gândea la Dumnezeu, ci se gândea tot la astea jos de pe pământ, tot la imagine, tot la titluri, tot la lucruri dintre acestea care nu hrănesc și nu satură sufletul omului. Dacă îți trăiești viața neascultare de Dumnezeu, foarte probabil că așa s-o și închei. Să mă rog să nu fie cazul niciunuia dintre noi. Concluzia este cea pe care Dumnezeu ne oferă, tot în Judecător, capitolul 9, 56 și 57. Astfel a făcut Dumnezeu să cadă asupra lui Abimelec răul pe care îl făcuse tatălui său, ucigând pe cei 70 de frați ai lui, mai departe, și Dumnezeu a făcut să cadă asupra capului oamenilor din Sihem tot răul pe care îl făcuseră. Astfel s-a împlinit față de ei blestemul lui Iotam, fiul lui Ierubal. Frații mei, surorile mele, cam asta putem învăța din cuvântul Domnului în această seară. Nu știu despre dumneavoastră cum o să vă rugați, însă mi-aș dori să fiu Gedeon. Mi-aș dori să veghez un pic mai mult ca Gedeon în anumite privințe. Mi-aș dori că atunci când Dumnezeu
cântărește viața mea, să pun această titulatură în dreptul ei, om al credinței. Domnul să mă ajute și pe mine și Domnul să vă ajute și pe noastră.